Ascultă Business On Air, program realizat de Daniel Pavel. Emisiune realizată în parteneriat cu grupul de firme Gemini Solutions. Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor! Suntem în 14 februarie, știm cei mai mulți dintre noi, ar trebui să știm cu toții, că este o zi dedicată iubirii, nu? Sfântul Valentin este sărbătorit astăzi. V-ați putea întreba ce are a face cu mediul de afaceri, nu? La Business On Air discutăm astăzi și despre, sau mai bine spus, despre o alt fel de dragoste, despre dragostea de business, dragostea de pentru activitatea dedicată businessului, iar invitatul nostru de astăzi este cum nu se poate mai potrivit, pentru că, și de fapt o să vă las să descoperiți în minutele următoare, cu noi în studio este Dragoș Panaite, coordonatorul colecției business a editorii Universul Juridic. Bună ziua și bine! Regăsit. Bine, ne-am regăsit, pentru că vă aduceți aminte, doamnelor și domnilor, de ziua Unirii. Dragoș a fost duplexul nostru, să spunem așa, a fost interlocutorul în duplex de la Iași. Ai unit, Dragoș Panaite, astăzi, o dată în plus, Iașul cu Bucureștiul și îți mulțumim pentru că ai reușit să ajungi. Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Nu ai venit cu mâna goală și pe masă, chiar în fața ta, o arăți acum la camera, știți că la RFI te poți și vedea, este lucrarea ghid practic pentru antreprenori. De fapt, este ultima lucrare apărută în cadrul colecției business de Crăciun. Să spunem, am fost un cadou pentru antreprenori. Înainte de a intra în detaliu despre carte, aș vrea să vă anunț faptul că la 021-318-4040, am să repet, la 021-318-4040, puteți intra în posesia acestei cărți, va fi primul... Cadou de Valentine's Day. Exact, primul sosit, primul servit, poate și dialogăm un picuț. Ghid practic pentru antreprenori. Au antreprenoriatul în sine, Dragoș Panaite, așa cum îl discutăm și noi la Business On Air, la RFI și în general în activitatea cotidiană, are o componentă practică și pragmatică foarte pregnantă, să spunem așa. Adevărat. Această ultimă carte, acest ultim proiect editorial, marca Colecția Business, tocmai asta și-a propus și e un volum colectiv antreprenori și manageri din cadrul Fundației Romanian Business Leaders sau și-au rupt din timpul lor, din dragoste pentru afaceri, evident, și au încercat, din propria experiență, să sintetizeze, exact cum spuneai tu, aceste cât mai bine pentru cei care ar dori să îmbrățișeze. Exact, da, sunt deja în activitate. Practic, este un compendium legat de activitatea proprie a acestor oameni, exact. Și se poate vedea și din momentul și pe site. Când se gândesc la ideea de afaceri, de a intra ca așa antreprenor, să vadă care sunt, comportă riscurile acestei, să spunem, cariere și mod de viață, până la urmă începe să se transforme și, evident, purtându-l pe viitor antreprenor prin toate, să spunem, cotloanele antreprenoriatului, juridic, resurse umane, planificarea afacerii, contabilitate. Deci, efectiv, este un ghid practic, dar și complet pentru antreprenori. Deci, o introducere foarte bună pentru cei care își doresc să-și ia propria viață în mâini și să... E foarte interesant. Dragoș Panaite, tu diriguiești colecția business de ani buni, de acum. Sunt 5-6, cred. 6 ani. Ne-am intrat pe 6-le, da. Nu ani ușori, adică ai prins cumva perioada... Am prins criza. Înainte de criza, înainte, nu cât a fost, da, atunci. Anii grei, în care, sigur, ale căror efectele resimțim și astăzi. Te întâlnești, așa cum facem și noi aici la Business On Air, la RFI, cu o suită de tipologii umane, să spunem, din sfera antreprenoriatului. Întrebarea este, cum îi convingi să și scrie? Pentru că oamenii ăștia scriu și sunt prolifici, adică e pe bandă rulantă, practic, Cred că îmi place să spun că e un pariu și cu mine însumi, la fel cum eu am pornit în acest drum, în acest proiect, am lansat colecția business tocmai pentru că m-am gândit că e necesar să dăm din timpul nostru și din toate lucrurile pe care le facem cu pasiune și plăcere și celorlalți. La fel, cred că după chipul și asemănarea mea și, să spunem, să-i recrutez pe potențiali autori, pentru că este foarte important, dincolo de aspectul de a fi un foarte bun profesionist, de a avea ceva de spus și slavă Domnului, din 90 încoace, eu cred că deja
consolidat foarte clar, s-a creionat foarte bine o clasă de antreprenori și de manageri foarte buni, foarte școliți și în afară și având business-uri aici, conducând cu de milioane de euro și ei, într-adevăr, au expertiza și sunt, cred că, cei mai măsură să-și împărtășească această experiență de business către cei care vor să vină din generația tânără sau cei care vor să intre în antreprenoriat. Și acesta este, cred că, e un mod de selecție natural, ca să spun așa. Exact. La asta mă gândeam. Și e adevărat, mare provocare, a intuit foarte bine, este timpul, acest dușman al nostru, al tuturor, dar cu adevărat, cred că pentru un proiect, o carte și mai ales când știi că lași comunității, mă rog, întorci acest bine cumva, într-un fel, cred că pariul ăsta l-au acceptat cu toții cei care sunt și ce proiectele care urmează să fie și cred că ăsta... Și sunt nume sonore, trebuie să știți, dragi radioascultători, e business owner la RFI, sunt, vorbim de Marius Ghenea, Gabriel Biriș, Luminița Oprea... Și chiar discutăm de oameni care sunt cunoscuți în mediile lor și sunt cunoscuți și publicului larg. Și cu atât mai mult cred că e o satisfacție mult mai mare și atunci sunt și o garanție, să spunem, că lucrurile pe care le vor găsi în paginile cărților scrise de ei sunt cu adevărat relevante și importante și pot aduce acea plus valoare pe care o așteaptă toată lumea. Toată lumea. Da. Vorbeai de un pariu, Dragoș Panainte, mai devreme. E practic editura Universul Juridic și tu personal, nu, de la Iași, așa, privind ca un înțelept, nu, către toată țara și ocupându-te de această colecție, ați pariat pe lucrări ale antreprenorilor români. Sunt alte edituri care s-au dus către exemple și bune practici de afară, către nume sonore, prea des, aș zice eu, denumiți guru sau alt tip de formulări. Voi ați mers, pariul vostru este, iată, către scritura românească, izvorâtă din experiența românească. E adevărat, asta a fost, de fapt, cred că și factorul declanșator al colecției business și a fost unul din atributele, pe lângă faptul că unele cărți sunt însoțite și de CD. Acesta a fost, în primul rând, pariul nostru al editurii Universul Juridic și al colecției business când am lansat-o, tocmai de a aduce autori români care cunosc contextul românesc și pot scrie și, evident, după lectura unei astfel de cărți, toată lumea să spună ok, let's do it, hai să o facem, pentru că, într-adevăr, acolo a primit majoritatea răspunsului, sau mă rog, majoritatea dilemelor au primit, exact. Au primit un răspuns cât mai complet și adaptat realităților românești. Foarte mai mult cu cât spuneai că, cumva, când am lansat-o noi, eram înainte de criză, eram pe perioada de boom, dar care la fel necesita poate unele lucruri mergeau de la sine, ei bine, după criză, probabil se reașează lucrurile, e nevoie de o reprofesionalizare sau, mă rog, de o reîntoarcere la basic elements, cum să spunem, și atunci e binevenit aceste demersuri pentru că reașează foarte bine pe acest nou context și o nouă filozofie de business. Cum arată business? Lumea, să spunem, după turbulențele continue, na, sau care sunt în formă continuată, iată, putem regăsi un tablou al lumii în lucrările colecției business ale editorii Universul Juridic. Cum arată pe termen foarte scurt și mediu? Să spunem 2013, știu că aveți în plan câteva lucrări. Să spunem că e un an prolific, deși astrologii vorbind am intrat în anul șarpelui, care, mă rog, nu e văzut foarte bine, sau, mă rog, care se aducă. Noi zicem, am pariat. Șarpe de, că mi se pare că e și un element lângă. De foc sau de apă, nu mai știu exact, dar în orice caz se spune că e un an cu turbulențe, dar noi la colecția business încercăm tocmai aceste turbulențe să le atenuăm. Să învățăm. Poate viclenia bună din oportunismul potrivit al acestui... Acea pictogramă, exact ce spui, chinezească, că criza înseamnă și oportunitate, o știm cu toții. Exact. Da, avem cel puțin, pe termen mediu, cred că până de mărțișor, să spunem, sau imediat sfârșitul lunii martie, cel târziu începutul lunii aprilie, 3 proiecte noi, care sunt în stand-by, deci urmează să intre exact la tipografie. Discutăm aici despre o lucrare a Simonei Bonghez, managementul întreprinderilor mijlociu, adevăr sau provocare. Simona este unul din specialiști, cel mai bun project management. Vorbim de Mihaela Mocanu, care va scrie o carte despre franciză și francizare, cum poți să punești la drum startup luând un model de business. Exact. Foarte interesant și foarte la zi, să spunem. Da, așa, exact. Și ultima și nu cea din urmă, e vorba de Elena Grecu și Ioan Albu, un ghid practic scris pentru antreprenori
pentru contracte, tocmai că discutăm acum și de mâine începe nou cod de procedură civilă să intre și, mă rog, se vor schimba niște reguli juridice și în jocul ăsta. Pe... atinge, da, exact, da. Este scris exact acum. Deci va fi un element, cred eu, binevenit. De mare actualitate și binevenit pentru mediul de business. Și, normal, în toamnă, când în general se numără vovăci, cu siguranță vor fi și alte proiecte, dar le anunțăm poate. La momentul potrivit cu noi în studio este, doamnelor și domnilor, Dragoș Panainte, coordonatorul colecției Business a editurii Universul Juridic. Îl avem de la Iași, nu? La carne și oase în studioul RFI la București. Mergem un picuț mai departe și profit de ocazie că ești aici, Dragoș Panainte, și te-aș provoca, așa cum o mai fac cu interlocutorii mei din mediul de afaceri, să discutăm despre un subiect care aparent n-are o priză directă, aparent, doar cu lumea antreprenoriatului, și anume patriotismul. Și aș pleca de la o propoziție pe care un om pe care îl stimăm și îl prizăm, să spunem așa, amândoi, domnul Andrei Pleșu, practic este propoziția de început a unui interviu care mi-a căzut recent sub ochi, cred că de foarte... astăzi l-au publicat colegii de la Adevărul, și în ediția online și în ediția tipărită, înțeleg că e un interviu fluviu, întrebat ce lipsește României în momentul acesta. Domnul Pleșu spune că, într-o formulare tipică dânsului, și nici nu îndrăznesc să citesc din memorie, patriotismul. Chiar dacă vine probabil ca un șoc pentru mulți oameni care spun, domnule, tocmai de gen de ăsta, de după un an, cum a fost 2012, cu șocurile și efectele de rigoare, iată, patriotismul este pus de domnul Pleșu în capul listei. Te-aș provoca să vorbim despre ce înseamnă, ce mai înseamnă astăzi patriotismul și ce zonă de contact are el cu mediul de business, privind cumva pe către un orizont scurt și mediu. Eu cred că a pus chiar punctul pe ei, domnul Pleșu, cum face el de obicei, deși aparent... Da, provoacă. Provoacă foarte mult, dar nu cred că în zona, nu neapărat, spunem, reechilibrând acum cu așa zisul scandal, cu Ținutul Secuiescu, Steagul, nu are nicio legătură. Cred că mai degrabă eu m-aș duce, sau simt eu așa, să spun, întotdeauna când vorbim de patriotism, vorbim de pașoptiștii noștri, dar m-aș duce ca să mut un pic discuția și cumva să o înțelegem mai mult decât contextul ăsta românesc, patriotard, în care întotdeauna se inflamează spiritele când aducem în discuție iubirea de patrie, ce înseamnă iubirea de propria țară. Părinții fondatori ai Statelor Unite, deci ei au fost good patriots, deci bun patrioți. Da, da, da. Asta a fi, dacă am încercat așa o definiție, a fi bun patriot înseamnă a-ți păsa de țara ta și a pune niște reguli și niște lucruri pe un făgaș normal, încât ca dezvoltare pe termen mediu și lung și generații, copiii noștri și generația noastră să se poată bucura de acest lucru. Exact. Deci undeva, să spunem, dacă ar fi ca mediu de business, să pregătim compania România și să o dăm mai departe în succesiunea în familie. Deci, de fapt, facem un management de tranziție. Exact, către copiii noștri. De fapt, cred că ăsta ar fi contextul în general, de a vorbi și în aspect de business, dar ce înseamnă și social, și cultural, și politic, toate astea înglobate. Eu așa le-aș vedea. Și atunci, având acest cadru desenat așa, nu ni se mai pare absolut nimic. Orice lucru, orice pas înainte, făcându-l, având pentru acest fundament al, pe termen mediu și lung, al ce înseamnă România, și nu cred că, cred că e obligație mai degrabă și o onoare pentru fiecare de noi să putem face ceva acolo unde activăm noi pentru a fi buni patrioți. Aici este cheia. Ați păsa, iată că ați păsa și a de implica mai mult. Și exact. O traducere pe care o îndrăznesc să o fac acum este că ai făcut o corelație interesantă cu România ca entitate de business, iată, pe care o dăm mai departe. Suntem poate, și aici e poate interesant să înțelegem că nu suntem nici chiar acționari, suntem CEO-ul trimis, nu, de domnul să gestioneze, iar acționarii ne sunt, e viitorimea, copiii. Exact, exact. Spunea celebrul voievod din zona de care vii tu. Deci, suntem CEO-ul, nu? Deși guvernul, executivul, e clasa politică și de cel mai multe ori mandatul dat administratorilor câteodată este domnul de favoare. Domnul Pleșu vorbește despre orientare către sine, mult un ego exacerbat, astfel încât acest tip de patriotism n-are cum să nu intre în coliziune cu interesul general. Adică, mai precis, interesul propriu colizionează permanent. Pentru că această clasă politică, așa cum e ea, sigur, mă feresc și eu de generalizări, însă exact. E limpede că pe undeva e un clivaj. Ne întoarcem la antreprenoriat într-un context mai larg, să spunem. Iată,
Avem un, de dată foarte recentă pe agenda economică, un scandal în care nu o să intrăm, că nu ne permite timpul foarte referitor la carnea de cal, ca și carne de tun, scria colegul Constantin Rudnitski, are un text foarte interesant apropo de corelația aceasta, carnea de cal ca și carne de tun. Însă, cum vezi lucrurile acestea? Că ieșim, iată, într-un context european în care încercăm să facem business, să suntem și noi un membru cu drepturi depline. Eu simt întotdeauna, aici intrăm tot în zona neapărat stricta politică, dar în același timp intrăm în zona imagologiei. Imagologie. Asta este o știință care ca sociolog, se ocupă, ca sociolog, pe mine te preocupă. Și exact, e foarte important cum ne percep și alții. Și intrând, mă rog, fiind ultimii alături de vecinii noștri bulgari și prietenii noștri bulgari în Uniunea Europeană, e firesc, din punct de vedere, într-un scandal din un context european, să fim arătați cu degetul. Dar e important din punct de vedere strict al gestionării acestor crize de imagine, sau, mă rog, pentru că va trebui să învățăm, pentru că lumea e bipolară, multipolară de acum, va trebui să ne apărăm propria imagine și aici cred că aș cupla un pic cu ce ai spus tu, să fim patrioți în sensul bun al cuvântului, să ne apărăm cauza când trebuie și cum, deci nu de multul știm cu toții, au aflat tocmai englezii că la ei în curte să petrec lucrurile necurate și a dat vina pe celălalt, e o sociologie a graniței, celălalt e vinovat, niciodată alteritate, exact. Și lucrurile acestea, cu siguranță, aceste aspirități, până vom intra, să fim și noi asimilați, mă rog, de europenii ăștia mai vechi, ca fiind membri cu drepturi depline să ne accepte cu adevărat la modul de a fi ca și identitate culturală, va mai trece niște ani și oricum va trebui să luptăm. Și aici, într-adevăr, vom avea un efort patriotic întotdeauna să ne apărăm bine cauza și asta și să procedăm corect, pentru că e vorba și de responsabilitate socială, responsabilitatea țării în sine implicată și atunci și noi business-urile și toate lucrurile care le facem, să le facem cu spirit de răspundere și foarte bine clar, pentru că să știm că în spate nu suntem doar noi, business-ul nostru, ci mai e și România, aducem așa. România. Da, exact. Revenim într-o clipă, dar vreau doar să anunț din nou că Dragoș Panaite, invitatul nostru de astăzi, coordonatorul colecției business a editurii Universul Juridic, nu a venit cu mâna goală la RFI, ci a adus o carte pe care vă oferim dumneavoastră, ghid practic pentru antreprenori, la 021-318-4040. Așteptăm telefonul dumneavoastră. Întorcându-ne, Dragoș Panainte, există o altă afirmație în acel interviu de care fac trimitere pentru că mă marchează. Este întrebat domnul Pleșu vis-a-vis de referitor la afirmația domnului Ion Vianu, dacă nu mă înșel, România în 2030, ceva de genul ăsta ca orizont, va fi o colonie a Kazahstanului. Atenție ce sintagmă. Kazahstan. Unde e Kazahstan? Nu? Iată o țară caspică foarte importantă în angrenajul energetic, de politică energetică, de geopolitică chiar energetică. Dincolo de frazeologie, dincolo chiar de imagologie, că ne jucăm un pic, iată, și Kazahstanul. În ce măsură România poate să fie, la nivel economic, și să stăm în geoeconomie, să spunem așa, o entitate de sine stătătoare în angrenajul european, dar și o poartă, așa cum tot o marketăm noi, către Eurasia, către zona de Orientului îndepărtat, către, iată, America de Sud, către Africa de Sud. De ce, adică, în ce măsură crezi că se poate, avem în fibra noastră, ca să reformulez, ca sociolog te întreb acum, posibilitatea asta de a transcede un picuț granițele, de a rezista, că tu ai spus mai devreme, până ajungem acolo. Dar dacă antreprenorii din zona industriei cărnii acum pleacă capul și spun, bă, asta este situația noi, nu o să fim niciodată, indiferent ce s-ar întâmpla, ieșim țapii spășitori. Mi-e teamă că e un recul. Este. Da. Adică, crezi că e în fibra noastră a antreprenorului român această capacitate de a surclasa, firească pentru un antreprenor, pentru că antreprenoriat înseamnă și curaj, înseamnă chiar până la limita cu nebunia, o formă de... Da, eu pariez, cel puțin pe clasa antreprenoriale lejer, nu știu, să spunem, nu cred în bunele intenții ale clasei politice, dar strict legat de cum ne vedem noi și cum ne raportăm la această lume, procesul globalizării și această lume multipolară, e foarte important ca și un business să-ți
stabilești unde vrei să ajungi cu businessul, să faci întâi o analiză ceea ce, ce ai în propria curte. Deci, fără întâi o analiză clară, noi, România, pe ce elemente putem paria ca, ele, ca punct forte, nu neapărat discuția, spune de fraziologie, de brand de țară, dar pe ce lucruri să marșăm, ce avem noi plus valoare și putem oferi acestei lumi și acestei concurențe în lumea aceasta globală, oricare piață, ca ai spus, Eurasia, America de Sud. În momentul în care avem stabilit aceste lucruri, vom, evident, varie și foarte clar și planul de acțiune și ce avem nevoie să facem. Deci eu cred, cumva văd deculplat, managerii și antreprenorii, clasa antreprenorială, vor putea cu siguranță, și sunt o droaie de business-uri, ce în zona de software, ca să spunem, translatând peste ocean, deci n-au avut nicio problemă, antreprenorii români n-au o problemă să reușească oriunde în lumea asta. Întrebarea este, ca efort de țară și ca strategie guvernamentală sau ceea ce înseamnă, într-adevăr, acolo lucrurile trebuie să se așeze și trebuie lămurite foarte clar în direcție, să întotdeauna să fim pregătiți să răspundem, pentru că acuzații de genul ăsta sau scandaluri vom fi întotdeauna. Vom fi, da. Și sunt... Vom fi țintă, vom fi... Experiențe insulare, să spunem așa. Există chiar partenerii noștri ai emisiunii, firma Gemini Solutions, face exact genul ăsta de pod peste ocean, ingineri... software, să spunem așa, livrează pentru piața nord-americană soluții tehnice, iată, numai verbul, a livra, e limpede că sunt apreciate. Dincolo de acest aspect, însă, ne întoarcem la munca ta de zi cu zi, zona de educație antreprenorială a crescut în ultimii ani, Dragoș Panaite? Da, pentru că... sincer, da, pentru că, pe de o parte, criza, exact cum spuneai și tu, a dat un pic jos niște lucruri care funcționau, sau mă rog, niște așa, și le-a reașezat. Ori acest proces de reașezare vine cumva și cu necesitatea limpezirii unor valori și a unor modele de lucru. Ori eu cred că prin cărțile colecției business, și nu numai noi, și alții furnizori de servicii în zona asta, fie vorbind de evenimente sau editori, facem acest efort zi de zi pentru că trebuie într-adevăr să aducem, să ne întoarcem la lectură, ne întoarcem la lucrurile de bază și atunci inoculându-le și mă rog, inculcându-le sociologii vorbind clasei antreprenoriale care vine, sau mă rog, care deja s-a apucat, cu siguranță pot constitui fundamentul pentru afaceri de succes, deci nu pentru a fi patrioți buni și România să aibă de câștigat dacă au de câștigat afacerile pe care le facem. Cu siguranță va fi un efect indirect și asupra felului cum suntem percepuți. Crezi că proiectul acesta al... reorganizării administrative, să spunem așa. Mă mut un pic, da. În profit, mă uitam la ceas și ne apropiem de final, din păcate. Reorganizarea administrativă a României, crezi că ar ajuta, sau în ce măsură, să spunem, hai să o luăm pe cu sfertul de pahar optimist, va ajuta dinamica economică, să spunem. Pentru că noi vorbim foarte des și chiar astăzi auzeam... am miliarda oară, să spun, dacă pot să spun așa, nu au venit investitorii sau investitorii așteaptă sau ezită. Este o sintagmă care ucide, după mine, pentru că nu... Și nervează la culme, cumva. Da. Deci, parcă ar fi o grupă care tot se primă pe lângă România și ne evită. Bun, ne reorganizăm administrativ teritorial. Investiția străină. Dar iată și capitalul românesc. Le vezi mai... e o zonă mai fecundă, să spunem așa? Ar fi o chestiune bună? Așa spune cu o parabolă. Afară vopsi gardul, înăuntru leopardu. Dacă reorganizarea asta va fi doar o recompartimentare a ceea ce avem, Casa România, și mai facem niște camere mai spațioase, se intre doar lumina și în interior nu dăm cu var, sau mă rog, nu ne schimbăm cu adevărat. Nu recompartimentăm cu adevărat? Cu adevărat, investitorii vor vedea la distanță casa și se vor duce spre alte, să viziteze alte case, alte țări. Pentru că nu cred că asta, adică să nu fie o nouă formă fără fond. Dacă e făcută cum trebuie, eu consider că această regionalizare ar trebui să optimizeze pe modelul acesta, mă rog, asta este, mă rog, fundamentarea politică, spun domnule, că vom putea absorbi fonduri europene mai bine dacă suntem pe formatul de euroregiuni și cred că asta a fost factor de înclașator. Dar cum de la idee la fapte e drum lung, așteptăm rezultatul. În principiu este o idee bună. Problema e ca la români cum va fi implementată. Dacă va fi implementată corect, într-adevăr vom convinge și investitorii și toți ceilalți, pentru că nu e o formă fără fond, ci într-adevăr e o reformă structurală corectă și într-adevăr va aduce beneficiile pe care le reclamă. În fibra, mă întorc cumva, sunt obsesiv, compulsiv cu întrebarea asta, dar profit de faptul că formația ta de bază este cea de sociolog și mă gândesc că în fibra internă, pentru că până la urmă omul sfințește locul,
avem în noi, în ADN-ul nostru antreprenorial, dar dincolo de antreprenoriatul văzut și... Antreprenoriat social, alte antreprenoriat forme, există, social. Există multe exact, forme, exact. Există capacitatea de a surmonta niște clișee, iată, vorbeam de ele mai devreme, și poate o ușoară sau o existentă întârziere față de motoarele Europei. Există în noi, așa cum îl percep tu, din discuțiile cu antreprenori, din... Eu cred că acest, să spunem, decalar, sau mă rog, această idee, care și noi, ca spuneam, cultură minoră, cultură majoră, raportată la cultura europeană, eu cred că acest handicap a fost depășit, încep să mental sau imagologic. Cred că nu suntem cu nimic mai prejos și ca antreprenori și ca oameni, noi, cetățenii ai Europei, românii, nu, cred că cu nimic mai prejos decât alte popoare și cu atât mai mult noi trebuie să ne concentrăm pe lucrurile care știm să le facem bine, să le facem cu pasiune și să fim mândri în final că suntem români și patrioți. Cred că asta contează cel mai mult. Și, într-adevăr, eu cred că avem în fibra noastră masa critică, cred că se formează. Eu am acest optimism că la un moment dat se va... Și acel declic, acea raportare nu la clasa aia care ne uităm la idilică în perioada interbelică, cea clasă de mijloc, burghezimea aia, intelectualii, cumva există germenii pentru această clasă antreprenorială să fie liantul între clasa politică și, mă rog... Aveam înainte Și e foarte important să fie un corp social important care să dea și să genereze soluțiile cele mai bune și să, de aici să recruteze elitele și culturale și politice și toate cele... Se întâmplă să te întâlnești, Dragoș Panainte, în activitatea ta și cu mecenat, cu forme de filantropie? Exact. Știu că povestea la un moment dat că a crescut cumva... A crescut pentru că, la un moment dat, mă rog, au început să conștientizez foarte mulți oameni de afaceri că au și o obligație, spune morală, față de comunitate să întoarcă. Și atunci, aceste forme de mecenat, de a se implica în diferite proiecte și a sprijini diferite proiecte culturale, de educație, nu contează, e în ce în ce mai pregnantă. Și eu este un lucru bun, e un semnal că într-adevăr sunt semne pentru că acea raportare la perioada interbelică din nou să fie, să creeze acea efervescență necesară și acel creozet al ideilor și a lucrurilor pentru ca să ne readucă din nou strălucirea de altă dată și cumva să ne facă din nou, să ne simțim mândri. Le spunem astăzi think tank-uri, ele sunt poate fundații, sunt școli de arte și meserii, însă toate converg cumva către o greblare, așa, dacă îmi permiți, a ce consolidarea înseamnă... spiritului civic, a societății civile, ce înseamnă? Pentru că, din păcate, comunismul, într-adevăr, ne-a ucis acest spirit asociativ de a ne pune la oaltă să ne bucurăm și a lucra împreună pentru unei comunități mai mari, mai mici. Sau a patriei noastre, dacă tot vorbim de patriotism. A patriei noastre. Iată, doamnelor și domnilor, din păcate, suntem la finalul dialogului cu Dragoș Panainte, coordonatorul colecției business a editurii Universul Juridic. Ultimul cuvânt rostit în această emisiune a fost patriotism. Vorbim despre mediul de afaceri și săptămâna viitoare la aceeași oră la RFI. Dumneavoastră rămâneți pe RFI, urmează știrile orei 14. Ascultă Business On Air, program realizat de Daniel Pavel. Emisiune realizată în parteneriat cu grupul de firme Gemini Solutions. RFI.